Dacă până acum în această emisiune au fost oameni din teatru, din film, din literatură, chiar și din muzică, în această seară, în acest episod, m-am gândit că este momentul să mai discutăm și despre arta plastică. Și de ce nu și cu generația tânără, generație care vine din urmă și fac lucruri frumoase. Așadar, în această seară le vom spune bună seara celor două invitate ale mele. Vorbim de Andra și Diana. Bună seara. Bine ați venit. Bine v-am găsit. Și la fel. Înainte de a intra în discuție, ca să spun așa, am să vă întreb pe amândouă cine sunteți, de unde veniți și ce faceți. Și am să încep cu tine, Andra, te rog. Ok, deci mă numesc Andra Mihaela Iordache. Sunt studentă la arte în an terminal la Pedagogia Artelor. După ce termin o să devin teoretic profesoară de desen. Dar mi-am ales special meseria asta pentru că îmi lasă destul timp cât să fac lucruri în paralel. Eu scriu cărți cu prietena mea și desenez digital. Pentru că prietenul meu și viitorul meu soț este programator, vrem să facem și jocuri împreună pentru copii. Bineînțeles, eu digital și el programând. Vrem să ne facem și un site împreună. Sunt din nou planuri de viitor. Îmi place să citesc, îmi place să ascult muzică. Cum ai început? Cum ți-ai dat seama că ceea ce faci acum, de exemplu, vorbim de, și de facultate inclusiv, este ceea ce ți-ai dorit să faci? Când ți-ai dat seama de lucrul ăsta? Păi, eu personal de mică desenez de pe la vârsta de 3 ani, dar până să-mi dau seama că ăsta e drumul, a durat ceva, pentru că sunt foarte nehotărâtă. De obicei mă decid destul de greu asupra deciziilor, dar de obicei la ce decizie și unde mă duc nu o să o regret, pentru că le gândesc atât de mult și le întortochez atât de bine pe toate părțile, încât chiar dacă nu-mi convine decizia pe care am luat-o, nu renunț la ea și merg pe drumul... Și nu-ți pare rău că ai luat-o. Da, exact, pentru că nu are sens. Dacă ai luat o decizie, ți-o asum până la capăt. Eu pe premiza aceasta merg. Și mai trebuie să mănânc și rahat în viață, ca să zic, ca să poți să ajungi unde mă vrei. Mă bucur să că ești foarte sinceră și ești foarte sinceră cu tine, în primul rând. Da, nu îmi place să mint persoanele și nici pe mine. Mi se pare că e bine să faci ceea ce ți-ai propus până la capăt, pentru că dacă nu vei reuși niciodată să termini ceea ce ți-ai propus, nu vei face nimic. Și chiar dacă sunt unele lucruri sau probleme care intervin, la un moment dat tot se rezolvă, pentru că după furtună întotdeauna o să vină soarele. Așa este. Iată, și sinceră și optimistă. Da? Mulțumesc. Bun, hai să mergem la Diana. Diana, tu cine ești, de unde vii și ce faci? Mă numesc Maftei Diana, sunt din București. De unde vin? Tot din București. Cum ai ajuns la... Tu cum ți-ai dat seama că un artele pentru tine este ceea ce îți dori să faci? Eu am făcut și liceul de artă și din totdeauna eu am vrut să desenez. Am admirat foarte mult personajele animate, oamenii care desenează, producători mari precum Walt Disney și toți oamenii celebri, firme precum Pixar, au fost inspirația mea de mic copil, dar eu n-am desenat de la început. Eu făceam figurine din plastilină, din acela mici, orașe întregi, mama era nebunită, îi place să păstreze curățenia, iar eu un copil... Făceai dezastru. Dezastru e puțin spus, era sentindat din camera mea până pe hol, bucătărie, cuburi, plastelină și, ca să fim și mai nesuferiți, mama mai și călca pe ele din greșeală și eu, nu! Și cum ți-ai dat seama de fapt că partea asta alaltă, în afară de joaca asta cu plastelina? A început de când mă uitam foarte mult la Regele Leon, desen de Walt Disney, și am încercat, m-am gândit, vreau să-l desenez. Și am început să-l desenez. Mi-a ieșit din prima, în mod surprinzător, și tot am continuat să desenez mișcări în timp ce mă uitam la desen. Adică nu dădeam pauză, nu opream imaginea, în făceam timp ce așa. Da, desenam. Și mama, care a fost un pas brusc, nici nu a văzut desene sau ceva, a crezut că sunt copiate. Stătea cu mine acolo și aștepta să vadă când opresc eu DVD-ul ca să pun foaia pe televizor. Exact cum făceam înainte, când copiam cu creionul. Da, dar eu n-am făcut asta niciodată. Pergament. Ideea, prima oară, cine mi-a dat ideea cu faptul să pun pe geam ceva, a fost mama, dar eu nici n-am încercat-o, pentru că eram... De ce? Uite, iată că, fără să ne dăm seama, ne descoperim la un moment dat, și aici poate să te țin un sentiment cu mine, în momente la care nu te aștepți, îți descoperi niște abilități.
Abilitățile depinde acum, pentru că ea a desenat bine din prima. Eu de la 3 ani desenam stickman și am evoluat, mi-a dat la un moment dat o fată un desen prin clasa a 4-a. Destul de simplist, făcut în stil anime, adică anime ce înseamnă? Înseamnă animații japoneze sau manga, care e bandă desenată japoneză. Banda desenată japoneză, care este la fel, de, dacă este, și acum că tot ai pomenit, trebuie să spunem acest lucru. Benzile desenate manga sunt la fel de importante în piața asta și de succes cum sunt cele din Statele Unite, celebrele reviste a celor de la Marvel sau DC Comics și așa mai departe. Da, dar culmea este că nu au fost populare de la bun început. Au prins amploare de-abia anii aceștia. Da, după anii 2000. Exact, exact. Da, în momentul în care inclusiv piața de animație japoneză, acele anime de care discutăm, a reușit să intre și în piața europeană și din momentul ăla au început să fie cunoscute. Pentru că mare parte din desene animate despre care discutăm, dragi telespectatori, trebuie să recunosc, sunt fan, de asta și îmi place să vorbesc despre ele, au la bază revistele, benzile desenate, manga de care vorbim, și astfel s-a creat o adevărată industrie, o industrie care, într-adevăr, e o industrie de succes în momentul ăsta și a prins și în zona asta de lume în Europa. Mergând acum la un alt aspect, cum v-ați cunoscut voi două? Asta e o poveste foarte amuzantă. Eu, de obicei, merg la oameni, comunic cu ei, sunt vorbăreață, dar în momentul ăla eu am vrut să fug, mâncăm pământul, am crezut că vine cineva după mine. Eu mergeam la o prietenă de-a mea, la un grupuleț care știam din liceu, de când făceam sculptură, mai multe chestii. S-a întâmplat în facultate, eram în curte, ca să zic așa, și ea a venit Lasă-mă alergând. Lasă-mă să spun, bine. Să-mi amintesc frumos. Aveam, eu mă uitam la prietenele mele și ea, nu știu de unde a apărut, dar a apărut brusc în fața mea. Și în momentul ăla, eu m-am speriat. Primul lucru a fost să-mi țin caietul de desen în brațe și să fug. Ea a venit după mine, cine ești, cum te cheamă? Ai desen? Arată-mi desenul. Da, de ce te-ai speriat? Pentru că de obicei eu agresez persoanele așa și m-a agresat cineva pe mine și a fost, oh, nu. Deci cu alte cuvinte, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. A, nu, păi nu era agresivitate de-aia să nu-mi placă. Da, am înțeles, glumeam acum. Da, normal. Da, și să înțeleg, voi sunteți prietene din primul an de facultate. Nu, de la pregătire. De la pregătire. Eu, ca să înțelegem și partea mea de viziune, eram cu prietenele ei, nici măcar nu știam că se cunosc așa și ele stăteau la o țigară, eu încercam să-mi fac cunoștințe, nu știu ce, și stăteam de vorbă. Și prietena ei spune, a, uite-o și pe Naruto. Și eu stăteam, uitam în stânga și în dreapta și la un moment dat văd o chestie în capătul celălalt opus al grădinii din toată facultatea, îmbrăcată într-un tricou marinăresc cu dungi albastre și albe și cu, cum îi spune, pirat. Simbol al piraților. Cu un simbol al piraților pe tricou așa mare, cu două creioane așa pipte, cu o dita mai căștile pe cap. Apropo, dragi spectatori, când am intrat să facem interviu, ea avea căștile după gât și s-a spus, te rugăm frumos, lasă-le, că de data asta n-ai nevoie de ele. A fost un moment dificil în viață. Da. Haideți să vorbim puțin de ceea ce faceți voi împreună, pentru că lăsăm la o parte lucrurile simple și lucrurile astea, pentru voi contează foarte tare, mai ales prietenia asta dintre voi. Trebuie să mai spun un lucru care l-am aflat și eu mai devreme. Sunt născute amândouă în aceeași lună. Andra e născută pe 2 septembrie. 2 septembrie 1996 și eu sunt în 1997, 3 septembrie. Iată că nimic nu e întâmplător. Da. Bun. Hai să mergem acum să vorbim de ce faceți voi două împreună. Știu că de curând ați avut și un vernisaj. Da, am avut de curând un vernisaj care are legătură cu internetul, ce poți face cu internetul. Ideea era să vedem la ce ne poate folosi internetul și ca și concluzia ale vernisajului am putut spune că dacă nu exista internetul, nu am fi făcut cunoștință cu stilurile de desen, nu am fi putut probabil să învățăm stilurile de desen, probabil ea nici măcar nu ar fi apucat să deseneze, pentru că da, tu te uitai pe calculator, nu-i așa? Nu, la desene animate, mă uitam pe DVD-urile alea, avea cu casetă. Da, dar teoretic tot... Internetul pe mine m-a ajutat să încep să desenez digital, pentru că eu desenam... Păi da, aici vorbim de acest vernisaj, ca să trebuie să mai menționăm, da, că vernisajul despre care discutăm era vorba de artă digitală. De artă digitală numai despre chestia asta și modalități diferite. Prin programele downloadate, dacă nu le puteam avea, nu puteam lucra digital. Probabil
multe referințe se iau după internet, adică... Acum vorbim de nișa asta de artă digitală. Este un curent nou în artă, în general. Voi ce credeți? Va dăinui? Adică va exista? Sau va fi o perioadă, cum este acum, să spunem, va fi această nișă după care va dispărea ușor din peisaj și ne vom reîntoarce la forma clasică de... Eu cred că va evolua. Pentru că am fost la un moment dat la o expoziție, am ajutat pe acolo cu chestiile și vreau să spun că aveau la un moment dat un aparat VR în care avea un program de desenat și făcea lucruri 3D. În timp real. În timp real, adică eu mi l-am pus pe cap și am desenat o chestie acolo. Dar am văzut și filmulețe pe YouTube care folosesc artiștii VR-ul și ies niște chestii incredibile. Adică poți să faci un personaj cât blocul, stând într-o singură cameră de 2 metri cu 15x5, să zic. Da, vrei să spui ceva? Ideea e că arta digitală o să evolueze, cum crede și prietena mea, dar eu cred că și arta clasică va dăinui, pentru că o să încerce lumea să o regăsească, să o recerceteze și eu cred că o să urmeze un fel de combinație între cele două. Între digital și clasic. Da. Și 3D eventual. Dar nu se întâmplă lucrul ăsta acum? Adică voi bănesc că știți mai bine ca mine. Unii artiști folosesc schițele normale, le desenez în creion și apoi le conturează digital, le fac frumos în culori pe calculator. Da, da, da. Și este o combinație foarte interesantă că linia este manuală și pare mai vie, iar culorul este mai viu datorită tehnologiei. Eu am văzut că se fac anime-uri 2D, deci am văzut anime-uri de acțiune în care folosesc 3D-ul în bătăi și în acțiune. În momentele de acțiune. Exact, ca să folosească mai puțin buget și când sunt doar vorbe sau mișcări normale, folosesc 2D-ul. Deci deja au început să le combine. M-am înțeles. Mergem acum un pic mai departe, pentru că voi, în afară de pasiunea și de profesia pe care v-ați ales-o apropo de artă, spuneai tu mai devreme, Andra, că voi aveți și o altă latură, cea literară, da, în care scrieți împreună și am zis că sunt vreo... Deci noi avem cărți. Două cărți teoretic și prima îi se numește Șazali, pe care o rescriem din cauza că fiind prima era foarte haotic scrisă, nu avea niciun sens și a trebuit să reluăm cu ceva care considerăm noi că dă mult mai bine la adică public. Ați trecut la un alt nivel voi ca și maturitate în gândire și în creație și atunci ați considerat că este foarte bine să o rescrieți pentru că la momentul la care a scris-o era un pic mai... slăbuță. Da, din exact. Punctul ăsta de chiar vedere. Foarte ne-am informat pe de o parte, eu am citit foarte multe cărți scrise de diverse autoare foarte bune și am recomandat și ei. Și așa ne-am creat un stil mai aparte de scris și am cercetat și o problemă, cum creăm universul, cum accentuăm. E foarte important să ai aceste etape. Noi aveam o problemă că noi nu ne gândeam ce vrem să transmitem printr-o carte. Este important ca la început când te gândești, eu vreau să scriu o carte, dar ce vreau să transmit? Ce vreau să învăț lumea din ceea sau ce scriu ce mesaj eu. Vrei să exact, dai, să ce înțeleagă mesaj. Cel care citește. Noi nu aveam o legătură foarte puternică, personajele nu evoluau, pentru că la început trebuie să fie într-un fel personajul și la final trebuie să aibă o învățătură. Da. Și cum e construcția acestor cărți? Din punctul vostru de vedere. Noi începem destul de amuzant. Eu sau ea desenăm un personaj întâmplător, eu vreau să fac un băiat și mă gândesc cum ar arăta în capul meu. Și mie îmi vine deja povestea în cap. Ea în schimb are altfel mod de a gândi când creez un personaj. Da, uneori îmi vin mai întâi poveștile în minte și după aia creez personajele. Ce, apropo de asta, vă întreb pe amândouă, ce este mai greu? Să creezi o poveste, vorbim de text, da? Să creezi o poveste și apoi să desenezi după textul pe care l-ai sau să creezi povestea după imagini? După ce desenezi niște personaje, să zicem. Depinde, pentru că adesea noi am schimbat, de exemplu, între Știință și Război, a doua carte, care o să fie o trilogie,
noi avem în prima carte un prinț, cred că i-am schimbat de vreo 3 ori înfățișarea, pentru că ne certam că nu are părul negru, ba nu are părul nu știu cum. Deci, cu alte cuvinte, aceste cărți au parte și de grafică, asta trebuie să înțelegi. Da, o să avem și ilustrații. Ilustrații digitale, manuale, depinde cum... Asta legate de, efectiv, de povestea din carte, nu vorbim doar ca ilustrație, doar ca exemplu de ceea ce faceți voi. Dar, repet întrebarea, ce vi se pare mai greu? Să creați personajele după ce aveți un text? Sau să creați textul după ce ai niște personaje? Pentru că e foarte important și acest aspect. Noi le creăm în același timp. Ne gândim la poveste și la personaje în același timp, pentru că nu putem vizualiza povestea dacă nu avem personajele bine conturate. Și nu numai în mod ilustrațional, dar și ca și caracter. Noi, din cauza că nu aveam bine construite personajele. De asta nu va ieși nici prima carte așa exact, cum v-ați dorit. Exact, pentru că nu eram sigure de modul în care se comportă, în modul în care gândește și e bine să le știi pe astea de la bun început înainte. Deci, cu alte cuvinte, să înțeleg așa că la voi mecanismul e în felul următor. În momentul în care vă gândiți la un personaj, un desen, da? Luăm tehnic, să zicem. În momentul în care faceți un personaj, în momentul ăla deja voi aveți și povestea conturată. Cel puțin legat de personajul pe care îl desenați. Da. În mare parte. Uneori mai discutăm și mai modificăm povestea. Mm-hmm. Poate ne vin idei, peste 2 săptămâni ne vine o idee mai bună și o modificăm. Da, sau apare alt personaj care are îl o completează... relație cu personajul băiat-fată. Depinde de prietenie. Hai să vorbim puțin. De ce v-ați ales, și te întreb pe tine, pentru că în comparație cu Diana și noi am mai discutat chestia asta, pe tine te-am mai urmărit. Și e o întrebare care o am în minte de foarte mult timp, chiar vreau să te întreb și pe tine și acum și pe Diana. De ce v-ați ales voi, din punct de vedere grafic, reprezentările pe care le faceți voi în stilul manga? E mai ușor? Vi se pare că vă este ceea ce vă reprezintă? Eu nu pot să spun că mi l-am ales, a venit el la mine mai mult, aș putea spune. Eu încerc să desenez și realist, încerc să am mai multe stiluri pentru ca să mă pot mula pe mai multe tipuri de lucru. Pentru că din punctul meu de vedere este important să, în momentul în care un client vine și spune vreau să-mi deseneze asta în stilul ăsta, eu să mă pot conforma. Adică, cu alte cuvinte, la tine asta de fapt a fost un exercițiu pentru a putea evolua și a putea desena și altceva decât ceea ce faci de obicei tu. Da, dar încă încerc să-mi găsesc și stilul propriu prin care să-mi pot semnala lucrările mele. Amândouă suntem încă într-o căutare din asta, să se înțeleagă, domnule, ăsta e stilul meu, ăsta e stilul ei. Și tu? Eu, la mine a fost o luptă pentru că eu am iubit foarte mult stilul Disney și la fel animeurile și manga au fost o sursă de inspirație. Neputând să fiu și încolo și încolo, a rezultat un fel de amestec a celor două. Și de-aia toți profesorii mei la liceu și chiar și în facultate îmi spuneau parcă e Disney, dar dacă mă uit atent, parcă e bandă desenată, dacă mă uit, parcă e anime. Și până la urmă tu ți-ai creat un stil propriu sau deocamdată și vorba e și tu ești în căutarea unui... Eu cred că l-am deocamdată, dar nu este suficient de bun pe cât aș vrea și vreau să-l fac mult mai bun, mult mai... Mai real. Nu mai real neapărat, să se uite lumea și să zică exact ca la Disney. Da, ăla e... Adică e semnătura proprie, semnătura personală. Mie, eu sunt fană desenelor ei, că de asta ne-am și împrietenit inițial, pentru că tot timpul îi ceream să-mi arate ceea ce desena. Am un personaj numit Diego, păr ondulat, ochii negri, așa mai latin all over, cum spun fetele. Și ea când a văzut primul lucru, o să-i fac un personaj ca să fie cuplat cu el. Și m-a urmărit. Efectiv, dăm desene și eram acolo ajutor. Da, și după 2 săptămâni nu mai scăpam eu de ea și s-a unit așa o chestie de... Eu am o întrebare acum înainte de final și urmă am să vă las pe voi să vă mai adresez o întrebare de final ca să închem optimist interviul. Pe fiecare dintre voi, există o chimie între voi? La ce vă... Chimie în sensul că relația dintre voi este atât de strânsă și parcă vă completați una pe alta, mai ales când vine vorba de ceea ce faceți, la asta mă refer. Da, eu nu pot să scriu fără ea și ea nu poate să termine ceea ce începe fără mine, așa că una fără cealaltă nu suntem nimic, aș putea mai spune. Avem un moment foarte interesant când eu vreau să zic o idee, dar o spune ea și ea vrea să zic o idee, dar deja eu spun eu. Adică ne completăm una celelalte propozițiile. Ne citim mințile deja. Da, sau ea se gândește la o idee și eu
o completez. Și mie îmi vine aceeași idee când ea vrea să mi-o spună și o completez. Eu mă bucur foarte tare că lăsăm la o parte faptul că v-ați propus să faceți genul ăsta de artă și mie e o chestie avangardistă până la urmă. E de nișă într-adevăr, dar e o chestie avangardistă. Pe mine mă bucură foarte tare prietenia dintre voi. Pentru că se clădesc niște lucruri frumoase, apropo de cărțile pe care le scrieți, apropo de ceea ce vă propune să faceți ca și echipă. Și vorba, tu știi foarte bine, la fel cred că și Diana știe, echipa contează foarte tare. Lucratul în echipă este foarte important și să știi că te poți bizui pe cel de lângă tine. Înainte de final, eu vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați fost alături de mine în această ediție de Culart. Și noi vă mulțumim că ne-ați invitat. Da. Iar înainte de ultimul cadru, vreau să vă rog pe voi, ca fiind exponent al tinerei generații, să le transmiteți copiilor care se uită la noi acum și să le spuneți, în ghilimele de rigoare, de ce ar trebui unii dintre ei, dacă simt că vor să facă asta, să meargă către Facultatea de Arte Plastice. Eu spun că cine vrea să intre la facultate trebuie să fie pregătit în primul rând psihic. Pentru că este o lungă căutare a spiritului artistic și da. Nu e vorba despre chestia asta. Te rog, lasă așa, ne urmăresc și profesori. Okay. Eu poate nu aș, poate tu nu ai probleme. Nu vreau să zic nimic rău. Vreau să spun că în primul an o să se facă mai multă natură statică și în al doilea an va fi mai lejer, dar în al treilea. Nu e vorba de al treilea sau al câtelea an o fi. Ideea este că trebuie să fiți pregătiți mental și pentru arta contemporană, pentru că nu scăpăm de ea. Adică o să se facă foarte multă artă contemporană. Deci dacă nu vă place arta contemporană, dar vă totuși să mergeți undeva la reconstruire sau cum îi zice la artă murală, așa, sau nu știu, am înțeles că se deschide facultate de animație sau de bandă desenată undeva la Cluj, dacă vă interesează. Nu prea, profesorii nu prea acceptă, depinde acum și de mentalitate, dar mulți nu prea apreciază anime-urile sau desenele desenată. Animate. De ce? Nu e bine văzută ca și artă. Deoarece nu respectă o proporție anatomică și foarte multe benzi desenate japoneze sunt puțin diforme din spusele lor. Da, și ei este. Vor cumva, dacă desenăm, asta îmi spune și domn profesor de la liceu, domnul Kisovski, că dacă vrei să desenezi anime, nu e o problemă, dar încearcă să faci un anime cu anatomia ta, care să respecte anatomia umană, ca să pară mișcările mai reale, nu atât de mecanice. Mecanice. Vreau să vă mulțumesc. Și noi vă vreau să vă urez succes în tot ceea ce faceți de acum încolo. Să auzim cât de curând posibil de ieșirea pe piața cărților despre care ați discutat pe mine, deja m-ați făcut curios. O să vă aducem primul și vă urez baftă, pentru că voi sunteți în alt terminal cu licență. Mulțumim, o să avem nevoie. De toată nevoia. De toată nevoia. Iată, dragi telespectatori, că există, așa cum îmi place mie să spun, există speranță, există optimism, există tineri care vin din urmă și care s-ar putea peste 2-3 ani să-i vedem în mari vernici, mari săli de expoziție, iar noi să mergem să le spunem, știți că acum câțiva ani de zile am stat de vorbă, acum că ați ajuns mari și cunoscuți, apropo de ajungem mari. O seară frumoasă și hai să fim optimiști, că generația de mâine, iată, este lângă noi. O seară frumoasă, ne revedem!